Ușor, ușor, mediul rural se aliniază condițiilor de la oraș. Printr-o asociație interjudețeană, deșeurile din comunele gorjene vor fi colectate selectiv. Responsabilii promit zone mai curate odată ce toate localitățile vor avea încheiate contracte de ridicare a gunoiului. În momentul în care am făcut pasul către administrația județeană, mi-am propus ca acest județ să scape de deșeuri și se pare că încet, încet, cu ajutorul primarilor, a reușit să facem acest pas. Drept dovadă că în momentul de față avem un operator la nivelul județului și la fel în momentul de față avem 20 de primării care au venit către acest operator, primării care nu mai până ieri aveau probleme cu deșeurile. Inclusiv ieri am fost în localitatea Sejar, care avea aceste probleme. Firma care lucra acolo i-a lăsat baltă, practic nu le-a măricat deșeurile, dar începând de astăzi și acolo s-a reglat această problemă. Repet, acest lucru s-a făcut cu ajutorul primarilor, care au dorit să vină către acest nou operator, să acceseze serviciile acestui operator și practic să răspundă la ce le-am propus eu. Sperați să se extindă și mai mult această rețea pe care ați realizat-o? Din discuțiile avute cu primarii, eu cred că undeva la 1 septembrie, 1 octombrie, cel târziu, cel puțin 40 de comune din acest județ vor veni către această asociație făcută la nivelul Consiliului Județean, din care fac toate primăriile. Practic, peste jumătate din acest județ nu vom mai avea probleme cu deșeurile, inclusiv zona Rânca, unde știm foarte bine că acolo au fost acele probleme și acolo se va rezolva începând de luna aceasta. În Târgu Jiu, problemele rămân aceleași. Curățenia făcută pe moment nu rezistă. Din păcate, în Târgu Jiu, și o spun în mod direct, aceste probleme s-au rezolvat doar pe moment, atunci când am făcut aceste ecologizări. În acele zone încă mai sunt deșeuri și față de restul județului, primăria nu a apelat niciodată la ajutorul nostru ca serviciu, nu a venit niciodată către asociație. Practic, consideră că poate rezolva singur această problemă. Drept urmare, fiecare să-și urmeze drumul. Cei care au înțeles ce le-am propus nu mai au probleme cu deșeurile. Unde nu se vrea, nu se vrea. În momentul de față, pe raza județului, există două mari societăți care se ocupă de ridicarea deșeurilor menajere.